Bine v-am regăsit, dragilor! Haideți să citim împreună Pisicile Aristocrate, tot din colecția Disney. În urmă cu un secol, în Paris trăia o doamnă în vârstă, ultimul vlăstar al unei vechi familii nobiliare. Madame Adelaide Bonfamy nu locuia chiar singură în somptuosul ei conac. Îi țineau de urât Edgar, credinciosul său valet, buna și bătrâna iapă frufru, dar mai ales cele patru pisicuțe jucăușe, adevărate pisici aristocrate. Pisicuțele erau viața ei, astfel că nimeni nu se mira că nicio altă pisică din acel cartier select nu era atât de bogată și de răsfățată precum aristocratele. Toți motanii Parisului visau să intre în grațiile pisicii mame, frumoasa Ducesa. Ducesa avea trei copilași încântători. Fetița, Marie, avea o voce minunată și o blăniță albă, la fel de strălucitoare ca cea a fermecătoarei sale mame. Micuțul motănel cenușiu Berlioz avea ureche muzicală, iar în frățiorul său roșcat ca o vulpiță, Toulouse, se ascundea un mare, mare pictor. Într-o zi, un automobil vechi se opri în fața casei. Din el coborâ un domn în vârstă, era Georges de Hautecourt, elegantul avocat și prietenul de nădejde al distinsei doamne. Avea o vârstă venerabilă și aproape că nu se mai putea ține pe picioare. Ah, buna mea Adelaide! Murmură el de unul singur cu voce tremurată. De când nu ne-am mai văzut? Adelaide Bonfamy auzise păcănitul puternic al vechiului automobil. Aruncă repede o privire scrutătoare în oglindă, își netezi niște fire de păr rebele și-și aranjă fusta. Oh, George, prietene, ce surpriză plăcută! O stimată Adelaide, sunteți tot mai fermecătoare! Și ce mâini delicate, draga mea, chiar mai fine decât altă dată! Spuse bătrânul avocat. Dragul meu prieten, spuse Madame pe un ton solemn, v-am invitat la mine pentru o chestiune cât se poate de serioasă. Este vorba despre testamentul meu. Testamentul! Rânji majordomul Edgar fericit. Cu ultima sa invenție, un tub de ascultare putea auzi fiecare cuvânt pe care stăpâna sa îl spunea. Nefericitul credea că madama îi lăsase lui întreaga avere. Numai că brusc zâmbetul îi pieri de pe buze, pisicile aveau să fie moștenitoarele întregii averi. Poftim? Și eu să primesc banii abia după ce moare ultima dintre mâțe? Furios, majordomul puse la cale un plan diabolic prin care avea să scape de aristocrate. Le pregăti niște lapte cu miere în care amestecase niște medicamente pentru adormit. Ha, ha, poftă bună, micuțele mele comori! Micuțul șoricel Roquefort veni și el în goană. Găsise un biscuit mare și gustos pe care la invitația ducesei îl înmuie în crema de lapte cu miere. Curând, ducesa, pisicuții și șoricelul căzură într-un somn adânc. Edgar se furișă în cameră și înghesui pisicile într-un coșuleț. Își scoase apoi motocicleta din garaj și o împinse încet, fără nici cel mai mic zgomot, chiar prin fața clădirii poliției. Abia apoi porni motorul. Așa, dihănii nesuferite! Acum să facem o excursie la țară! Doamne, ce om rău! La un moment dat, în calea lui Edgar săriră doi căței fioroși. Acesta întoarse repede motocicleta, se dezechilibră și alunecă pe un dâmb abrupt. Coșul cu pisicuțele zbură cât colo. Ca printr-o minune, coșul ateriză
întreg pe sub un pod. Între timp se stârni și o furtună groaznică. Mi-e frică, mami, unde suntem? A întrebat micuțul Tuluz. Mie-mi-e fric și mi-e udă toată blănița, scânci Berlioz. Sărmanii mei micuți, oftă ducesa îngrijorată. Repede, haideți înapoi în coș, acolo sunteți în siguranță, spuse mămica lor. În casa ei, la mai multe mile depărtare, madama de la Idbun Famii se trezi brusc din somn. Ce coșmar îngrozitor, murmură ea. Se făcea că aristocratele au fost răpite. Nu-și găsi liniștea, așa că plecă să-și vadă pisicuțele iubite, dar ce îngrozitor, coșulețul era acum gol. Ajutor! Strigă bătrâna doamnă deznădăjduită. Furtuna cumplită și văicăreala bătrânei doamne îl treziră pe Rocfor. Cu capul greu încercă să-și amintească ceva. Acum știu totul! Laptele! Noi am băut laptele de la Edgar și apoi am adormit! Asta n-a fost o simplă întâmplare! Edgar a răpit aristocratele! Spuse micuțul șoricel, pentru că își aduse seama exact ceea ce făcuse Edgar. A doua zi, este dimineață, micuții de sub pod au fost treziți de o voce gravă de motan. Bună ziua, frumoasa mea doamnă! Îmi dezvăluiți numele dumneavoastră? Mă numesc Ducesa. Minunat! Poți să întreb ce caută o prințesă atât de încântătoare ca tine aici la țară? Ducesa îi spuse povestea ei tristă. Thomas O'Malley era un motan cam necioplit, dar cu inima ca pâinea caldă. Să oferi imediat să o ajute. O, dar este specialitatea mea să ajut o pisică atât de drăguță aflată la greu. Pardon, o doamnă pisică atât de distinsă. Cele mai calde mulțumiri, domnule O'Malley. Sunteți atât de amabil, spuse ducesa. Veniți, copii, acest domn binevoitor ne va conduce acasă. Aveți copii, zise el oftând cu năduf. Ei, asta e. Hai să mergem. Vom merge până la șinele de tren, pentru că ele duc direct la Paris. Micul grup se așternu bucuros la drum. Pisicuții se balansau pe șine, când odată auziră un zgomot puternic. Tu, tu, tu! Se apropia o locomotivă cu aburi. Fără panică, spuse O'Malley, urmați-mă doar! Cu greu, reușiră să se salveze cățărându-se pe un pilon al podului pe care treceau. Un zgomot asurzitor se auzi pe deasupra capetelor lor și trenul trecu făcând să se scuture și să se cutremure tot podul. Speriată, ducesa se prinse de O'Malley, ținându-i și pe micuți aproape de ea. Deodată, Marie își pierdu echilibrul și se prăbuși cu capul în jos, drept în râu. Cu toate că nu putea suferi apa, O'Malley sări imediat după ea. Disperat încercă să o ajungă pe Marie, dar curentul nemilos îl trăgea tot mai departe de ea. Micuța era gata, gata să se nece când... O'Malley era la capătul puterilor. În ultima secundă, cu o uriașă sforțare, O'Malley o prinse pe micuță. Ducesa, care alerga de-a lungul malului, reuși să o tragă pe Marie din apă. Nespus de fericită, ducesa strânse la piept micuțul ghemotoc cu blănița udă luarcă, Maria era acum salvată. Dar vai, O'Malley fu prins în vârtej, iar curentul îl trase în adânc. Motanul înghițea apă și tușea bietul de el, cufundându-se tot mai adânc. Spre norocul lui, tocmai atunci surorile Abigail și Amelin, două doamne gâște foarte drăguțe, grăsuțe și albe ca zăpada, se plimbau pe acolo. Și astfel marele și viteazul motan O'Malley fu salvat în ultima clipă. Oare vom ajunge noaptea asta la madame? Întrebă ducesa.
Sunt sigură că este foarte îngrijorată din cauza noastră. Ce-ar fi, spuse Omelie timid, dacă am petrece noaptea la mine? Este deja târziu și micuții sunt mult prea obosiți. Haide, veniți, locuința mea se află doar la o aruncătură de băz de aici. Epuizate și obosite până peste poate, pisicuțele veniră târâși grăpiși în urma domnului Omelie și a mamei lor. Mai avem mult de mers, domnule Omelie? O, nu, imediat ajungem. Uitați, locuința mea este chiar acolo, după primul coș. Am ajuns! Am ajuns! Spuse Omelie. Bine ați venit în căminul meu! Când intrară în locuința sa, Omelie observă că avea deja musafiri. Hei, dar pe cine văd eu aici? Exclamă el bucuros. Pe bătrânul Swingy și pe trupa sa, nu vreți să ne cântați o serenadă de bun venit? Cu dragă inimă! Urlă Swingy din toți rărunchii. Hei, băieți, ceva mai vioi, haideți! Își îndemnă el trupa, după care făcu reverență în fața pisicuței mamă. Pisicile care trăiesc pe acoperișurile Parisului sunt înnebunite după jazz, îi explică Omelie ducesei. Swingy, să știi că este cel mai bun trompetist de jazz din împrejurimi. Petrecerea era întoi. Muzica este pur și simplu nemaipomenită. Omelie, n-ați vrea să-mi arătați și mie cum se dansează pe ea? Întrebă ducesa. Prietenii dumneavoastră sunt foarte, foarte drăguți. Oh, da, sunt camarazi excelenți și prieteni adevărați. Haideți, veniți să dansăm! Motanii schimbară imediat instrumentele între ei. Pe când Omelie cânta la pian și Swingy la acordeon, ceilalți se roteau în ritmul muzicii. Ducesa, cu vocea ei caldă și frumoasă, cânta fericită. Da, 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 toți motanii cântă jazz! Hei, domnule Swingy, spuse Berlioz, ținând să-și arate talentul, și eu voi deveni un faimos cântăresc de jazz când voi fi mare. Uitați ce am învățat! Cu ghearele scoase, basistul trăgea de corzi așa de tare încât stăteau gata să se rupă. Acordeonistul cânta mai repede decât umbra sa, iar Swingy scotea din trompeta lui deformată sunete incredibile. Ultima coardă a contrabasului se rupse chiar în momentul în care orchestra saluta cu un ultim zdrang sorii care își făcuseră apariția peste acoperișuri. Crezând că micuții dormeau liniștiți, ducesa și Omelie ieșiră pe acoperiș să respire aerul proaspăt. O, Thomas, a fost o seară minunată! Copiii te îndrăgesc atât de mult! Și mie îmi plac nespus. Ați avea ceva împotrivă dacă ar avea un tată sau așa ceva? Asta ar fi minunat, dar nu pot să o părăsesc pe madame, spuse ducesa cu părere de rău. Oh, ce păcat, oftă Marie, care trăsese cu urechea. Om fi avut și noi un tată. Of, hai să mergem la culcare, spuseseră copilașii. De dimineață, pisicile porniră spre casa bunei doamne, ajunseră și începură să miaune. Uimit, Edgar deschise ușa. El își înghiți un strigăt de furie când cei trei pisicuțe strecurară pe lângă el în casă. De îndată ce aristocratele trecură pragul, Edgar le apucă una câte una și le îndesă într-un sac. Cu viteza vântului legă sacul cu o frânghie, ducesa de-abia mai avut timp să-l roage pe Rochefort să-l anunțe cât mai repede pe Omelie. În timp ce Edgar își sărbătorea victoria de unul singur, inimosul șoricel își adună tot curajul și porni în căutarea lui Thomas Omelie, motanul cel feroce. A, Doamne Dumnezeule, murmură el, sper că nu mă va mânca la cină. Spunea Rochefort. Șoricelul. Stați, stați, domnule Omelie, stați! Așteptați-mă, vă rog! Ducesa și micuții sunt în mare, mare primejdie! Spuse el dintr-o suflare. Ce ai spus? Cum? Strigă Omelie dintr-o dată. În primejdie? Ascultă, caută-l repede pe Swingy să vină cu băieții lui!
Pe cine? Pe cei cu gezul? Dar eu nu sunt decât un biet șoricel. Du-te acum! Du-te imediat! Spune-le că eu te-am trimis și nu-ți vor face niciun rău. Tremurând din toate încheieturile, bietul Rockford se duse la Swingy. Ce caută unul ca tine în cartierul ăsta? Vrei să ți se întâmple ceva? Un motan m-a trimis aici. Ce glumă bună, asta nu-i întreg la minte. Mai zi odată, se numește Otul. Nu cunosc niciun Otul. O'Brien. Încercă Rockford să-și aducă aminte. Ce să-ți fac, ghinionul tău? Și-a amintit. O'Malley, așa-l cheamă. Acum șoricelul era salvat. Și-a adus aminte în sfârșit numele motanului care îl trimisese. O'Malley. Între timp, ducesa și cei trei micuți erau în mare încurcătură. Edgar târa sacul în garaj și fredona mulțumit. Pum, 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 de data asta scap de voi definitiv. Pum, 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 pum. Aruncă sacul cu aristocratele într-o ladă. Destinația Timbuktu, scrise el pe etichetă. În acel moment, apăru O'Malley. Era turbat de furie, cu blana zburlită și cu ghearele scoase porni la atac. Motanul sări de pe o grindă și vâră ghearele ascuțite în Edgar. Au, aoleu, au! Bum, zdrang, puf! Țipa Edgar neputincios, se auzeau toate aceste sunete. O'Malley și nemernicul de Edgar stăteau acum față în față. Nu după mult timp, Edgar era plin de zgârieturi, de sus până jos, alergă într-un colț întunecos cu gândul să se ascundă acolo, dar văzu o furcă pe care o repezi imediat pe sub nasul lui O'Malley. Aproape în același moment, răsună un mieunat sălbatic. Era și timpul! Trupa de jazz se aruncă furioasă asupra lui Edgar. Motani, vagabonzi, pretutindeni, ca o apă care inunda totul, un val de pisici care mârâiau, mieunau și zgâriau orice întâlneau în cale. Cu hainele ferfeniță, Edgar căzu la pământ. Urla de furie și de durere în tot acest timp, Rockford se chinuia să roadă cu dințișorii lui mici și ascuțiți închisătoarea cufărului în care erau aristocratele. Și a și reușit. Broasca sări în lături, O'Malley deschise capacul și se vârâ în ladă. Deznodă sacul și o văzu în sfârșit pe draga lui ducesa și pe copilașii ei. O, Tom! Ducesă! Miau, miau! Se bucurau cei mici. Edgar fusese acum scos definitiv din luptă. Pisicile îl vârâră în cufăr și închiseseră capacul. Apoi împinseseră lada în stradă. Ceva mai târziu se auzi un camion care se opri în fața casei. Transport naval, scria pe el. Chiar Edgar chemase acest camion. Doi bărbați puternici suiră lada în mașină, astfel începu călătoria lui Edgar către Timbuktu, la capătul pământului. Ce fericire, scăpară de el! Madama de la Id nu mai putu de bucurie când își văzu pisicuțele adorate. De atâta fericire și pentru a imortaliza acel moment deosebit de fericit pentru toată lumea, ea făcu o poză de familie cu pisicuțele aristocrate, dar bineînțeles și cu motanul O'Malley. Consider că prietenul tău are maniere excelente, ducesă. Ce-i zice dacă ar rămâne la noi? Avem nevoie de un bărbat în casă. Se alintară micuții. Ura! În sfârșit avem și noi un tată! Și cu aceasta s-a sfârșit povestea. Pe curând, dragilor!